Deci ultimele două zile oficial au fost cele mai rele zile de când am început această provocare. Dacă miercuri, ziua 38, nu am avut energie fizic și abia am putut să-mi duc la bun sfârșit antrenamentul și tot ce am avut de făcut în ziua respectivă, ieri, joi, ziua 39, ieri nu am putut să mă concentrez sau mi-a fost foarte greu să mă concentrez de dimineață până seara când m-am dus la somn. Și abia am făcut și antrenamentul și vlogul și absolut tot ce aveam eu de făcut ieri. Dar dacă stau bine să mă gândesc, cele două zile mi s-au părut a fi atât de rele sau cele mai rele din această provocare, pentru că mi-au pus piedici, pentru că mi-au pus bariere. Dar la sfârșitul celor două zile am reușit să-mi îndeplinesc tot ce mi-am propus. Am făcut și antrenament, am făcut și vlog, mi-a fost greu, dar le-am dus la bun sfârșit, am scris, am citit, am făcut tot ce mi-am propus. Așadar, le privesc ca fiind două zile rele, dar în același timp le privesc și ca fiind două zile în care mi-am depășit condiția din fiecare dintre cele două. Dar azi e o zi nouă, azi e ziua 40, nu-mi vine să cred că am scris bilețelul ăsta, nu-mi vine să cred că am ajuns până în ziua 40 și sper să mă surprind într-un mod cât mai plăcut. Și nu am de gând să stau degeaba și să aștept să mi se întâmple lucruri bune sau să aștept să am o zi bună, ci am de gând să muncesc pentru asta. Știu că tot timpul îți spun de coardă, dar asta este ceea ce îmi dă super puteri. Coarda asta e magică și mă ajută să ajung de la zi la zi. Până în ziua 40 m-a ajutat și o să mă ajute și la 41 și la 45 și sper la cât mai mult până la ziua 100. De 10. Nici n-a început bine ziua de azi, că am impresia că în 2-3 minute o să se facă deja mâine. Și am de gând să mă bucur cât pot de tare și de această ultimă parte a antrenamentului care a rămas, de acest ultim exercițiu, pentru că azi e ultima dată când pot să fac scările din ziua 40. Scările astea sunt ca cireașa de pe tort. Antrenamentul pur și simplu nu e complet fără ele. Am mai făcut un antrenament complet și azi și în continuare nu-mi vine să cred că sunt la 4-a-10-a zi la rând în care mă trezesc dimineața, mă dau jos din pat, mă echipez și vin la sport, vin la mișcare. A trecut doar puțin peste o lună de când am început să fac în fiecare zi pași mici și uneori chiar exagerat de mici pentru a-mi transforma corpul, mintea și viața într-una mai bună care să-mi placă mai mult. Uneori, atunci când vorbesc cu tine prin intermediul acestui vlog, am impresia că mă exprim, că vorbesc cu tine de parcă aș avea superputeri. Și real vorbind, chiar așa am ajuns să mă simt. 40 de zile mai târziu, din momentul în care am decis să încep această provocare, simt că aș avea într-adevăr superputeri. Pentru că dacă privesc la vlogul 1, vlogul 2, vlogul 3, la cum arătam atunci, cum mă simțeam atunci, cum stătea corpul meu, cum stătea umerii mei, cum stătea privirea mea, unde mă uitam și toată energia pe care o transmiteam eu atunci și dacă privesc și la cum arăt azi, cum vorbesc azi, cum mă simt azi, cum mă antrenez azi, pur și simplu totul mi se pare atât de diferit încât într-adevăr am impresia că am superputeri. De-a lungul anilor, ori de câte ori făceam un exercițiu de imaginație și mă gândeam ce superputere mi-ar fi plăcut să am, răspunsul era cam tot timpul același. Mi-ar fi plăcut să pot sări înapoi în timp, astfel încât să pot retrăi acele momente cu adevărat speciale pentru mine. Momentele alea în care simțeam că sunt pe deplin fericit, în care aș fi vrut să opresc timpul în loc. Și astfel, cu această superputere, să pot retrăi acele momente. Și la unele dintre acele clipe să-mi deschid mintea mai mult decât am făcut atunci când s-au întâmplat, ca să le conștientizez și ca să mă pot bucura mai mult decât am făcut atunci. Mai ales că genul acesta de trăiri durează mult prea puțin, ele dispar într-o clipă și nu le găsești la tot pasul. Iar unele astfel de clipe știu sigur că le-am lăsat să zboare mult prea ușor și aș vrea să le retrăiesc ca să mă pot bucura mai mult de ele. Dar există și alt gen de momente pe care nu ar fi rău să le pot retrăi. Acele momente în care am ales
să nu fac anumite lucruri. Cum ar fi să nu mă bucur de anumite momente, să nu petrec timp cu oamenii dragi mie pentru că sunt la muncă sau cine știe din ce alt motiv, sau acele momente în care am ales să nu fac lucrurile bune pentru mine. Atunci când am ales să stau pe scaunul ăsta și să nu fac mișcare și să nu am o viață activă, atunci când am ales să nu aloc timp pentru pasiunile mele și pentru acele lucruri care îmi plac, și atunci când am ales să nu fiu atent la ce mănânc, la cum mănânc și la cât mănânc. Poate dacă aș retrăi acele momente, chiar dacă nu aș putea să intervin și să le schimb, poate măcar aș putea să revăd cum eram atunci, ce anume m-am împins să iau acele decizii și în felul acesta să-mi amintesc să nu mai repet acele greșeli. Dar cum saltul în timp momentan nu știu să fie posibil, voi folosi vlogul acesta pentru a putea călători în timp. Așa o să pot să retrăiesc momentele frumoase din această perioadă, dar în același timp o să pot să revăd cum eram la începutul acestei provocări și o să-mi pot aminti ce anume am de făcut ca să nu mai ajung niciodată în acel loc.